este înțelegerea dumneavoastră lucrurilor? Bun, întâi și întâi aș vrea să lămurim problema cu diagnosticul acesta de moarte violentă. Noi, în medicina legală, avem două categorii de morți. O moarte datorită unor cauze externe, și când mă refer la cauze externe, înseamnă cauze traumatice, traumatismele fiind de multe feluri. Și o moarte datorită unor cauze interne, care este urmarea unor boli. Deci, când nu este o cauză internă, este o cauză externă și aceea este moarte violentă. Deci, ăsta e termenul generic pe care îl utilizăm noi la sfârșitul oricărei autopsii medico-legale. Dar ce mi se pare important pentru noi, și dumneavoastră să mă corectați dacă n-am înțeles bine, medicii legiști, în momentul în care spun de moarte violentă și spun că, de fapt, sunt niște cauze externe, da, asta înseamnă că domnul Petrică Mățu Stoian nu a murit din cauza, exemplu, problemelor de la inimă sau din cauza... Aici aș vrea să ne dumiriți. Bun. Vedeți, cauza externă poate fi supraadăugată unei afecțiuni preexistente, care ea în sine nu a dus la moarte, ci moartea a fost declanșată de cauza externă pe acest fond. Deci moartea a fost declanșată de cauza externă. Deci cauza... Trebuie făcută legătura, asta facem noi, legătura cauzală între leziunea preexistentă, care a rămas în stadiu mut clinic sau clinic fără să presupună o moarte iminentă, o boală de care suferea de un timp, dar care la momentul când a apărut cauza externă a determinat o decompensare. Mă întreb altfel, domn profesor, dacă nu exista această cauză externă, dacă nu exista acest tratament în camera hiperbară, din ceea ce spuneți dumneavoastră, aș putea înțelege că domnul Petrică Mățu Stoian în această seară în viață? După părerea mea, da. Pentru că, în primul rând, din informațiile care le am, starea lui de sănătate era relativ bună. Acest SARS-CoV-2 este o boală de 2-3 ani, de 2 ani de zile cunoscută. Este insuficient studiată. Dacă boala este insuficient studiată, vă dați seama cât este de insuficient studiat tratamentul ei. Corect. Așa încât, dată fiind starea lui clinică anterioară, eu nu pot să există niște contraindicații aplicării acestui tratament de oxigenoterapie hiperbară. Trebuie să aibă niște indicații foarte stricte, există niște protocoale, există niște standarde de aplicare. Eu nu știu în ce măsură aceste standarde și aceste protocoale au fost aplicate. Este obligatoriu investigația prealabilă a stării fizice a individului, care, dacă am înțeles eu bine, avea și o stenoză, o insuficiență cardiacă prin stenoză mitrală. Da. Avea niște boli care puneau sub semnul întrebării dacă este sau nu indicată o asemenea terapie. Prin urmare, coroborând toate aceste lucruri, starea lui, insuficientă investigare înainte de a îl supune acestui tratament, el însuși insuficient studiat, deși el este de dată recent aplicat aici, adică aplicat aici e prima oară la SARS-CoV-2. Dar, în general, este un tratament destul de relativ recent. E vorba de 10-20 de ani. E cunoscut mai de mult, dar este aplicat mai ales în ultimii 10-20 de ani. Ori dacă nu sunt respectate aceste condiții, dați-mi voie să spun că, lăsând la o parte competența de care îmi spuneți acum al celui care aplică tratamentul, aici tratamentul ăsta, cu așa ceva nu ne jucăm, pentru că este nevoie neapărat de o colaborare interdisciplinară. Ori această colaborare interdisciplinară, oricât respect aș avea față de orașul în care s-a făcut acest tratament, dați-mi voie să cred că această competență o are, de fapt, un centru universitar. Deci, cu aceste tratamente care sunt insuficient cunoscute și mai ales investigate, cunoscute ca efecte, nu te apuci să faci o asemenea terapie în orice condiții și în orice localitate.